Dacă nu sunt, atunci supun votului ordine de zi. Cine este pentru? Vă rog să votați. Vă mulțumesc. Și o să începem cu... Domnul Jaco, dumneavoastră, vă grăbiți? Haideți atunci, 399 să începem. Deci e pentru lectura a doua. Întâia? A, ok. Bine, hai, prezentați. Cer scuze. Proiectul ăsta e de atâta timp că... Da, Neața. Bună ziua, stimați colegi. Deci, dați-mi voi să prezint atenție dumneavoastră proiectul numărul 399, proiectul de lege cu privire la condominiu. Este un proiect mare, complex, complicat, care vine să suplinească o amplă serie de goluri legislative și colizii în legislație care au persistat în dreptul locativ pe parcursul a 10 de ani, pe parcursul chiar a multor 10 de ani. Deci devine undeva ridicol când studenților de la Facultatea de Drept, în calitate de exemplu de gol în legislație sau colizie în legislație, li se aduc exemple anume din dreptul locativ. Scopul proiectului este de a suplini cu norme ce vor reglementa relațiile dintre proprietari și, de fapt, proiectul își extinde raza sa de reglementare și asupra agenților economici care administrează în comun proprietăți. Dar impactul principal, bineînțeles, că îl va avea asupra locuințelor, asupra cadrului locativ. Un pic de predistorie. Deci, în 2012 s-a proces la elaborarea unui nou concept de lege care venea să amelioreze cadrul legislativ existent. Pe parcursul a 6 ani au fost două tentative, un grup vast de lucru finanțat din extern, deci au fost atrase toate părțile vizate, cât deci din punct de vedere a administrării, atât și din punct de vedere a utilizării. Aici au fost și mediul academic atras, și direcțiile de administrare din apele APC, și patronatele, și administratorii complexelor, locatarii care au vrut, au participat. Ca rezultat a apărut un proiect de lege votat în două lecturi, în 2018, dar nepromulgat de președintele în acel moment care era. Deci, acum, noi am luat, inițial am analizat acel proiect de lege, proiectul 276, iarăși am atras toate grupele de interes, absolut toate. Opiniile erau diferite, dar concluzia de bază a fost următoarea. Proiectul ca bază este bun. Atât doar că în unele, la unele compartimente era deja depășit de alte acte normative intrate în vigoare, mai erau careva goluri de reglementare și s-a ajuns la concluzia că trebuie să mergem pe calea elaborării unui nou proiect, ceea ce a și fost făcut. Câteva principii din noul proiect. Eu o să mă acces pe principii, fiindcă dacă este nevoie, intru și în detalii, mergem pe articole, dar pe principii. Deci, prima, locatarii, deci mărim gradul de implicare al locatarilor. Dacă până acum majoritatea din ei, în majoritatea asociațiilor, rolul locatarilor era undeva diminuat, era neglijat, acum locatarii vor avea toate pârghiile de a se implica activ și plenipotențial în administrarea complexului. Este posibilitatea de a vota prin, folosind platforme electronice, folosind votul electronic. Deci aici, în acest principiu, este inclus adunarea specială, adică nu adunarea generală, ci adunarea unui grup axat pe o problemă anumită. Deci, multe, multe pârghii pentru atragerea locatarilor în procesul de administrare. Un alt principiu este
folosirea platformelor electronice. Cu domnul ministru al digitalizării examinăm crearea unei platforme electronice. Noi am definit-o în legii e-condominiu. Ea vine ca o... Deci, asemenea tehnologii se mai folosesc. La ruși este GIS, JKH, la francezi, apartament local. Deci, o platformă unde administratorii sunt obligați, conform legislației, să încarce în formă electronică toate documentele de constituire, care nu pot fi, adică trebuie să fie publice, și doi, anual sinteza, măcar sinteza anuală, pentru ca să existe o transparență în luarea deciziilor. Cât s-a cheltuit, cât s-a achiziționat, unde merg banii. Deci transparența este iarăși un principiu de bază pe care am încercat să-l abordăm în acest proiect de lege. La fel, în proiect expres sunt câteva prevederi pentru persoanele social vulnerabile, adică asociația de proprietari are posibilitate de a acorda prin anumite mecanisme ajutor persoanelor social vulnerabile. Multe, multe alte prevederi. Nu o să intru în detalii. Proiectul este, bineînțeles, pe unele, pe locuri destul de sensibil, dar este și logic să fie așa, deoarece sub incidența lui cad practic toți locuitorii care locuiesc într-o casă cu mai mult de doi locuitori. Toți agenții economici care administrează o proprietate unde sunt mai mulți de doi agenți, doi proprietari. Deci, dacă sunt întrebări, sunt gata să răspund la toate din ele. Vreau doar să menționez că pe anumite, avizul guvernului îl avem, avizul CNA-ului îl avem, pe multe aspecte discutăm, sunt undeva discuții chiar și la nivel de concept, cum ne mișcăm, dar în linii mari, deci am definit vectorul de abordare, suntem siguri pe ceea ce facem, dacă sunt întrebări, sunt gata să le... Întrebări, colegi. Să răspund. Nu sunt întrebări? Domnul Lai, eu sunt deschis, domnul Fătescu, eu sunt deschis în orice moment, vă apropiați, eu sunt... Poftim, domnul Reidman. Eu cred că o să trebuiască și o discuție dedicată. Eu obligatoriu mai... Că este un proiect important și haideți să ne... Eu sunt de acord să ne așezăm haideți și facem, pe toate. Haideți acum stabilim pe marțea viitoare, pe platforma comisiei, cu discuții de o oră pe subiectul ăsta, că noi, într-adevăr, aici e un proiect imens. Da. Sunteți de acord? Dacă poate, prezentă legea reglementează mecanismul de trecere a anumitor imobile existente la regimul de proprietate în condominiu. Получается так, что некий набор жилых помещений или отдельных квартир или еще чего-то, жилых помещений, они переходят в кондоминиум по желанию владельца. Тречере ин кондоминиум. И здесь могут возникнуть сложности при... то есть сперва создается кондоминиум, как декларируется кондоминиум, потом туда переходят те, кто хочет, а те, кто не хочет, разрывают, так сказать, этот единый комплекс, точно так же, как при консолидации земель, когда кто-то в середине чего-то не хочет, и все, и приехал. Я не знаю, может быть, мы обсудим это вот на той платформе, о которой говорит председатель, но мне кажется, что особенно касается нового жилого фонда, например,
при его сдаче организуется кондоминиум, и все, кто приобретают там жилье, приобретают его на условиях, что это жилье является частью кондоминиума. Не он входит в него, а он изначально приобретает его как часть кондоминиума, хотя его собственность распространяется на отдельное жилое помещение, но обязательства возникают в отношении кондоминиума. Вот вопрос самый главный. Stimați coleg, deci înțeleg întrebarea dumneavoastră și ea nu odată a apărut, dar dumneavoastră o abordați ca economist. Eu să vă răspund ca jurist. Da, e bună, întrebarea este pertinentă, chiar pertinentă. Dar exemplul care l-ați adus despre un sector de pământ în mijlocul cuiva, deci este o proprietate și acolo sunt alte relații, relația de servitut, alte relații juridico-economice care reglementează accesul și utilizarea. Când este vorba de condominiu, vorbim un pic despre alt fel de reglementare. Deci condominiul în sine nu este ceva unde vreau, nu vreau, intru. Din momentul când eu am acceptat procurarea unei părți a proprietății, eu devin coproprietar și eu devin de facto membru a unui condominiu. Condominiul este o relație între proprietari. Acum există asociația care administrează acest condominiu. Iată, asociația, într-adevăr, oamenii, conform legislației în vigoare, dreptului internațional, pot fi sau nu, sau pot să nu fie. Deci eu, ca simplu cetățean, cum ați spus, vreau să ies din asociație. Dar relațiile aici sunt mult mai complicate decât o simplă organizație de pe un ONG. Am vrut, am intrat, am vrut, am ieșit. Sunt parte, nu sunt parte. Deci prevederile celuia care administrează un condominiu pentru membrii condominiului sunt obligatorii. Alta este că vrând sau nevrând să fac parte dintr-o asociație care administrează, eu particip sau nu particip la proces. La nivel banal. Deci, pe mine nu mă interesează cine acolo și cât eu bani am suficient, au ridicat cu 15 bani. Nu știu Dumnezeu cu ei, am dat 15 bani în plus și nu mă deranjează. Lăsați-mă și nu mi-ocupați timpul. Deci, cam asta. Asta ca principiu. Dar detalii aici sunt multe și, într-adevăr, la nivel de detalii aici se discută, încă se discută. Continuăm. Marți la 10 e bine? Mi-e panean. Când? Marți la 10. Dacă facem o oră. Marța viitoare. Da, și să vină deputații care sunt interesați. E un subiect atât de complicat. Noi aici o să îngropăm două. Eu cred că într-o oră nu dovedim. Eu vreau un genere mai mult, s-ar putea timp. Marți la 10 tot aici? Ok. Dacă e liber. E bine așa? Bun, atunci haideți să stabilim că într-adevăr e un subiect care noi n-o să-l epuizăm. Dar sunt colegii de la guvern și... Ok. E bine așa? Da, da. E bine cu toți? Deschis, deci. Eu oricum prevăd încă niște dezbateri publice, fiindcă sunt încă aspecte... Dar cu deputații, care noi deputații votează totuși, așa că o să trebuiască și cu deputații separat, ca să discutăm și cu... E bine? Bine, atunci eu pun chiar acum. Și... Noi votăm, noi prima lectură conceptual și o să avem... Nu. N-o să ne... Discutăm. De principiu. Au fost atâtea audieri. Trei am avut până, pe care eu le-am prezidat și nu am văzut colegii. Nu v-am văzut. Și? Не, были. Слушай. Bine, haideți, eu pun la vot pentru prima lectură. Marți ne întâlnim și... Da. Cine este pentru? Rog să votați. Abțineri? 3 abțineri. 6 pentru și 3 abțineri. Mersi mult. Mulțumim. Și mersi pentru participare ulterioară. Eu cer scuze. Mersi. Da. Dar acum punem pe joi în plen. După aceasta iar vorbim. Noi încă n-am spus că îl punem în plen. Vreți să-l amânăm? Nu, în plen. Mă scuzați că intervin. Domnul Jacob. Deci el e pentru plen pe mâine? Nu, că nu suntem împotriva. Ok. Deci că domnul Ferești? Nu, am în avizul guvernului câteva prevederi care îmi par logice. Am înțeles. Înseamnă că el nu merge în ședința plenară? Am înțeles. Bine. Următorul, de la guvern, cine? Da, poftiți.
Estimația domnului președinte, estimați membri ai comisiei, prezint atenției dumneavoastră proiectul de lege cu privire la învățământul dual, numărul 96 din 2403-2022. Proiectul actului normativ a fost elaborat cu scopul reglementării detaliate și comprehensive a învățământului dual ca forma învățământului profesional tehnic. Proiectul de lege cu privire la învățământul dual reglementează prevederile generale aplicabile învățământului dual, principiile, obiectivele și obiectivele acestuia, atribuțiile tuturor participanților în învățământului dual și anume ale Guvernului, ale Ministerului Educației și Cercetării, ale Ministerului Economiei, ale Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, ale instituțiilor de învățământ profesional tehnic, ale unităților, adică agenților economici, ale elevilor și ale unor categorii de personal din cadrul acestora. Ne referim aici la maestrul instructor, atât din instituția de învățământ profesional tehnic, cât și din cadrul unității. Învățământul dual presupune cooperarea și împărțirea clară a obligațiunilor și responsabilităților în vederea asigurării unui proces de învățare de calitate prin muncă. Asta este momentul cheie, prin implicarea tuturor părților interesate în procesul de planificare, implementare și monitorizare a cadrului instituțional stabilit. Învățământul dual se bazează pe un parteneriat extins și este organizat într-un cadru unitar, în baza unui acord de colaborare încheiat între instituția de învățământ profesional tehnic și unitatea, agentul economic. În învățământul dual, instituția de învățământ profesional tehnic asigură instruirea teoretică necesară pentru exercitarea calificării, precum și instruirea generală sau opțională a elevilor. Iar unitatea agentului economic asigură formarea practică a elevului. Conform proiectului de lege, în atribuțiile Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova este inclusă instituirea unei comisii care verifică și constată conformitatea unității pentru participarea în procesul de formare profesională la programul respectiv în învățământul dual. Prin proiectul de lege sunt reglementate obligațiunile elevului, dar și drepturile acestuia, printre care țin să menționez dreptul la remunerație de formare profesională plătită de unitate, care nu poate fi mai mică decât cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real. Cu scopul susținerii agenților economici care participă la desfășurarea învățământului dual la inițiativa Ministerului Economiei, este reglementat că cheltuielile unității suportate pentru organizarea și realizarea învățământului dual sunt pasibile compensării din bugetul de stat în proporție de cel mult 50% din cheltuielile admise pentru compensare, în conformitate cu actele normative care vor fi elaborate de către guvern. De asemenea, țin să menționez că prezentul proiect de act normativ se circumscrie principiilor și valorilor promovate în unele țări din Uniunea Europeană și reflectă bune practici aplicabile în cadrul normativ al unor țări, printre care țin neapărat să menționez Germania, deci un model de succes. Prin învățământ dual urmărim asigurarea cu forță de muncă calificată conform cerințelor sectoriale de activitate pe piața muncii, inclusiv asigurarea condițiilor pentru dobândirea și dezvoltarea spiritului antreprenorial și pentru incluziunea socială și angajarea în câmpul muncii imediat după absolvirea programului. Vă mulțumesc. Da. Mulțumim. Întrebări. Poftim, domnule. Da, vă mulțumesc mult pentru prezentare. Într-adevăr, e un proiect de lege extrem de important și învățământul dual deja e cunoscut că a avut are un impact substanțial în țările în care este implementat, Germania, Austria. Acum, eu oricum înțeleg că acum Moldova este funcțional un atare mecanism. Deci vreau să clarificați încă o dată ce schimbă proiectul de lege dat, unul, prima este întrebare, față de care e situația actuală, pentru că deja cumva este în acțiune. Și doi, dacă aveți niște estimări, câți, eu știu, câți elevi vor intra pe piața muncii urmare acestui proiect de lege. Asta ar fi două întrebări de bază. Mersi. Da, vă mulțumesc pentru întrebări. În primul rând, la momentul de față, învățământul dual este așa sporadic prin două articole menționat în Codul Educației din 2014 și avem regulamentul de organizare a învățământului dual aprobat de guvern în 2018. Paralelism în legislație în momentul actual prin care ucenic în învățământ dual este elev.
iar ucenic prin codul muncii este de fapt angajatul. Da? Deci în primul rând excludem acest paralelism legislativ. În al doilea rând, ca și proiect de lege a fost propus, deoarece prin proiect sunt reglementate raporturi juridice între nu doar actori din învățământ, din sistemul educațional, dar și Camera de Comerț și Industrie, agenții economici, da, și e necesar inclusiv aspecte de, ce țin de codul civil. În suplimentar momentelor reglementate în acel regulament, spuneam, apar și aceste momente cu remunerația elevului care este în mărime de un salariu minim, și momentul ce ține de compensarea cheltuielilor. Asta ar fi suplimentar la toate momentele care încercăm să le să le structurăm mai clar. Și în ceea ce privește numărul de beneficiarilor, la momentul de față, prin sistemul care a fost până acum, avem incluși până la 6.000 de elevi, începând cu 2014, anul studii 2014, când a fost o singură unitate, o singură instituție de învățământ și în jur de 30 de elevi. La momentul de față, în admitere, avem anual în jur de 1.000. Și clar că momentele incluse ce țin de remunerație, dar și compensarea cheltuielilor agenții economice, noi așteptăm că va fi un impact mai mare și agenții economici vor dori să contribuie în formarea. Deci așteptăm. Bun, da, mersi. Următoarea întrebare, vă rog. Poftim, Dorin. Pe poveste compensare. Compensare nu se include în доход. Не исчисляется. Решено это. Потому что это будет самое главное для стимулирования предприятий брать этих учеников на практику и так далее. Компенсация, я так понял, является частичной. Да. Частичной. Использование учеников в производственном процессе. С одной стороны, значит, является стимулирующей частью для предприятия, поскольку оно обязано платить только минимум и так далее и тому подобное. Но расходы при участии ученика в этом процессе могут быть выше, чем обычные. Например, брак, они же учатся только, да? Это значит расход материала, расход энергии, расход того, сего, пятого, десятого, да? Будут ли эти расходы являться дедуктибельными для предприятия? То есть тут нужны не только вопросы, связанные с образованием и экономическим агентом, но и с налоговым кодексом, и с трудовым кодексом в том числе. Например, ученик не может работать до определенного возраста, не может работать полный день и так далее и тому подобное. Это все как? Да. Рассмотрено? Да. Aceste momente sunt reglementate, inclusiv este menționat că pentru munci mai complexe nu sunt acceptați acești elevi. Totodată, unitatea este obligată să asigure siguranța în sănătate și muncă. Asta e una. Asta e una, da. Brac. Брак. Вот он делает деталь и не смог, не сумел, нет навыков. Энергию потратил, материалы потратил, инструмент потратил, а результата нет. Așa, deci expres aceste momente nu sunt reglementate în lege. Totodată cheltuielile sunt deductibile. Da, dar momentul cu până la 50, totul depinde de bugetul pe care îl poate, deci până la 50%, da, instituția, unitatea este preconizat să înainteze, să zicem, lista de cheltuieli, da, deci cheltuielile pasibile compensării, totodată menționăm că Ministerul Economiei va reglementa care cheltuieli sunt pasibile compensării, da? Și momentul legat de până la 50%, sigur că ține de volumul pe care ne-l putem permite în această direcție, da? Cel puțin la momentul de față Ministerul Economiei
până în anii precedenți, dar n-a putut în principiu fi pus în aplicare. A avut anual 10 milioane de lei, da? Adică volumul implicat în proces nu este foarte mare. Я задаю вопрос не с точки зрения экономического агента, а с точки зрения организации вот этого вот дела, то есть стимулирование экономического агента брать и так далее. Если мы будем ему, если его смета на содержание этого ученика будет недостаточно скомпенсировано, включая в том числе и отходы, брак и прочее, то они будут их использовать на простейших операциях и не дадут квалификации им. Вот в чем проблема. Это нужно исследовать и тут записать, как это будет происходить. Мерси. На контексту ceea ce a întrebat și domnul Redman, deci vreau să clarific. Deci oamenii care și ne urmăresc, puțin care cunosc ce înseamnă învățământul acesta dual. După cât înțeleg, adică scopul urmărit de dumneavoastră este ca cumva să asigurăm forța de muncă, da? Exact, pregătită, da, exact. Da, forța de muncă. Eu nu știu dacă prin acest document noi putem asigura cu forța de muncă calificată prin acest proiect de lege, da, de lege. Deci pe mine mă interesează care sunt profesiile, dacă sunt profesiile dumneavoastră, aveți careva profesii în acest urmărit, sau dacă noi suprapunem cumva cu școlile profesionale lucrul acesta. Exact, asta este. Asta este, da? Deci vreau să știu dacă ei primesc și un document până la urmă, dacă lucrați asupra asigurării, adică forță de muncă calitative și profesioniste. Mă îndoiesc, dar vreau un răspuns. Da, desigur. Deci ce ține de la ce calificări ne referim? Deci ne referim la toate calificările care pot fi obținute prin învățământ profesional tehnic de nivelul 3. Asta înseamnă învățământ secundar, adică școlile profesionale, și de nivel 4-5. 5 avem și mai puține calificări, dar proiectul de lege se referă la aceste niveluri 3, 4 și 5 și de nivel 4, astăzi calificările și 5, ziceam, obținute în colegii. Așa, care calificări pot fi? Toate care au o bază, iată, se constată că pot fi organizate în învățământ dual. Cine constată acest lucru? Pentru a organiza un program de învățământ dual, avem nevoie, așa cum spuneam, cel puțin de 2 actori, dacă nu numărăm Camera de Comerț și Industrie, dar cu Camera de Comerț și Industrie 3. Primul, instituția de învățământ profesional tehnic, care trebuie să acrediteze, iată aici în momentul de asigurare a calității, care trebuie să fie acreditat programul, deci un program, un plan de învățământ, este în primul rând acreditat de către Agenția Națională de Asigurare a Calității. În al doilea rând, agentul economic trebuie să corespundă formării profesionale la acest program. Deci agentul economic va fi stabilită conformitatea acestuia de către comisia organizată, instituită de Camera de Comerț și Industrie, iar acești elevi vor învăța parte teoretică la instituția de învățământ profesional tehnic, adică la școala profesională, că aici sunt cele mai multe solicitări și aceste calificări pot fi obținute ușor, calitativ, prin învățământ dual. Și, deci, instruirea teoretică se realizează la instituția de învățământ profesional tehnic, adică la școala profesională acreditată, instruirea practică la unitate care iarăși este stabilită conformitatea, adică nu pot ei să procedeze cum vor, prin și toate momentele reglementate. Da. Deci mizăm pe un proces de calitate. Da, colegi. Și diploma, scuzați, doar diploma este oficială, certificat de calificare, care este în tot sistemul de învățământ. Da. Încă o întrebare. În primul rând, eu foarte mult salut acest proiect, deoarece dacă dumneavoastră poate țineți minte, poate nu, că în cât timp celă sovietic chiar începeau instruirea aceasta din clasele 9-10 și oamenii, mulți copii, adică aveau o profesie când finisau și acum foarte bine ați explicat ce înseamnă nivelul 3, 4, 5, asta este clar. Dar în contextul la toate aceste întrebări, iacă aceste relații între instituție și între agent economic, deja ele sunt stabilite, de cât înțeleg eu,
Cel mai greu o să fie la un agent economic să facă acest volum de lucru, de acolo sunt cheltuieli suplimentare și poate nu sunt, chiar poate și sistemul nu este pregătit pentru această relație între instituție și între agent economic. Da, vă mulțumesc. Inițierea unui program de învățământ dual este reglementată a fi prin acești doi actori, agentul economic și instituția de învățământ. Ei, prin ce este specificat în lege, vor semna un acord. Deci de asta și ziceam de stimulente pentru agenții economici. Da, doar... Da. Poftim, domn Fătescu. Atât am putut include compensare. Noi înțelegem ce înseamnă să iei un copil care încă nu are absolut nimic. Ce înseamnă să-l aduci la întreprindere, să-i arăți, să-l stai om, doi, trei, lângă ei, să-i vieți. Aici e foarte mare volum de lucru și trebuie să stimulați. Iar că aici Ziceam, atât am reușit apropiere. Уважаемый докладчик, да, законопроект очень нужный, очень правильный и, честно говоря, даже своевременный в том плане, что действительно этот сегмент образования у нас давно был упущен и нельзя вычеркивать все то, что было когда-то хорошего в Советском Союзе, но скажите, пожалуйста, статья 21, часть 3. Меня интересует, о каких расходах идет речь? И причем подлежат компенсации из государственного бюджета в размере не более 50% от расходов, которые могут быть компенсированы в соответствии с нормативными актами правительства. Вам не кажется, что при таких формулировках у нас эта статья теряет смысл? По крайней мере, статья не теряет смысл, так как в предыдущие два года и в следующий период ЧПДМЕЯ перевести на русский. На следующий период Министерства экономики в силу того, что этот метод обучения оказывается очень, давайте скажем, хороший и эффективный, в этом смысле Министерство экономики будет планировать, по крайней мере, 10 миллионов лей каждый год. Да, я понимаю, но да, каждый год для этих компенсаций. Я понимаю. Вопрос в том, что эффективность никто не оценит, потому что непонятно, по каким критериям ее оценивать, во-первых. Во-вторых, вы оставляете здесь на откуп правительству и по ситуации, то есть у вас нет конкретного механизма компенсации, который был бы установлен именно этим законом. То есть здесь все идет зависящее по цепочке от кого-то. И в итоге мы можем с вами столкнуться с тем, что компенсации, которые упоминаются в этой статье, вообще не будет. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, все-таки при прохождении практики ученики будут заключать с экономическим агентом какой-то индивидуальный договор? Да. И в этом случае они будут как ангажаться? Да. Или? Да, они будут... И подчиняться всем положениям именно Трудового кодекса. Я правильно понимаю? Сейчас. В том числе сейчас. И для несовершеннолетних. Вот. В первую очередь, если мне позволите, я ответила на эту вопрос, уже вторая. Статутул елевului în învățământ dual este elev, da, așa cum o spunem, elev. Deci el este elev în instituția de învățământ profesional tehnic, care semnează prin proiectul de lege, va semna un contract de formare profesională cu unitatea, adică cu agentul economic. În acest contract detaliat vor fi specificate aspecte concrete ce țin de formare, orar, cât, dar în cadrul general sunt specificate momente că vor fi asigurate toate drepturile lui ca și elev, de vârstă, de securitate și așa mai departe. Deci el este nu angajat, dar el este elev. Da, statutul colegi, este noi elev. Noi avem aviz, haideți să... El este elev. Lăsăm poate și colegii din elev. Comisia de specialitate să discute. Noi avem aviz, dar este foarte plăcut, pentru că este trudovor resurs, este resurs, este economică categorie. De acord. Dar, mă rog, acum nu o să schimbăm asta. Dacă mai aveți o întrebare, haideți, dacă nu, atunci haideți să mergem la următorul subiect.
Dacă nu sunt întrebări, eu pun la vot. Cine este pentru susținerea avizului? Da, în prima lectură. Rog să votați. Unanim. Vă mulțumesc. Următorul... Cine este? Cine este? 94? Da. Haideți, poftiți. Vă mulțumim. Bună ziua! Eu mă numesc Constantin Borosan, eu sunt secretar de stat la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Și în cele ce urmează doresc să prezint proiectul numărul 94 privind proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative care vizează amendarea legii cu privire la gaze naturale, legii cu privire la energetică, codul administrativ, codul penal și codul de procedură penală. Stimate domnule președinte a Comisiei, stimați deputați, proiectul respectiv prevede măsuri de creștere a securității aprovizionării cu gaze naturale, a creșterii transparenței și a integrității pieței de gaze, de crearea condițiilor de funcționare a doi operatori de transport de gaze, precum și multe alte îmbunătățiri ale legii actuale, rezultate din cei aproape 6 ani de aplicare. Proiectul propune stipularea fără echivoc la nivel de lege a faptului că guvernul este responsabil de asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale, inclusiv prin aprobarea documentelor de politici, a regulamentului privind situațiile excepționale în sectorul gazelor naturale, a planului de acțiuni pentru situații excepționale în sectorul gazelor naturale, precum și prin realizarea altor acțiuni necesare în acest scop. La asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale participă și Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, prin crearea de mecanisme de piață funcționale și eficiente, prin luarea de măsuri pe termen scurt în cazuri de criză. Necesitatea elaborării proiectului a intervenit din cauza limitărilor în aprovizionarea cu gaze naturale în octombrie anul trecut. Fiind identificate o serie de prevederi ce urmează a fi modificate sau completate pentru a se exclude echivocul de interpretare cu privire la atribuțiile Comisiei pentru situații excepționale și a altor autorități de resort, pentru a crește eficiența măsurilor necesare soluționării crizelor. Urmarea adoptării proiectului de lege pentru modificarea și completarea legii cu privire la gazele naturale și actelor normative conexe se preconizează a fi obținute următoarele beneficii. Vor fi clarificate sarcinile și atribuțiile autorităților implicate în gestionarea situațiilor excepționale în sectorul gazelor naturale, se vor evita suprapunerile, va fi instituit cadrul juridic necesar pentru asigurarea transparenței și integrității pe piața angro a gazelor naturale, pentru a exclude abuzurile și sau acțiunile de manipulare a pieței. Va fi exclus echivocul de interpretare în legătură cu acțiunile ce pot fi considerate drept manipularea pieței, în legătură cu obligațiile care revin participanților la piața gazelor naturale, care dețin informații privilegiate. ANRE va asigura o monitorizare eficientă a pieței angro a gazelor naturale și va dispune de mijloace necesare pentru a interveni în mod prompt pentru prevenirea și contracararea acțiunilor de manipulare a pieței și de abuz din partea unor participanți la piața gazelor, inclusiv prin aplicarea de sancțiuni specifice în acest scop. Vor fi create premisele legale necesare pentru determinarea și aplicarea în mod armonizat a tarifelor de intrare, ieșire pentru serviciul de transport în sistemele de intrare, ieșire în care activează mai mulți operatori ai sistemelor de transport și respectiv pentru implementarea mecanismului de compensare între operatorii de transport. Astfel, va fi asigurată exploatarea continuă a rețelelor de transport a gaz naturale a celor doi operatori ai sistemelor de transport din țara noastră, respectiv viabilitatea acestora, încurajând utilizarea de către utilizatorii de sistem a tuturor rețelelor de transport a gazelor, urmarea determinării și aplicării în mod armonizat a tarifelor de intrare, ieșire, pentru încurajarea competiției piața gaz naturale, precum și beneficiul consumatorilor finali. De asemenea, proiectul prevede îndeplinirea angajamentului țării noastre, asumate în calitate de parte contractantă la Tratatul Comunității Energetice, referitor la transpunerea și implementarea regulamentului UE privind integritatea și transparența pieței angro de energie.
Proiectul propune înlăturarea echivocului de interpretare a unor prevederi din legea cu privire la gaze naturale, inclusiv ANRE va fi în măsură să adopte actele necesare implementării legislației obligatorii la nivelul comunității energetice, asigurând cadrul juridic necesar pentru desfășurarea activității noi pe piața gazelor naturale. Se introduce activitatea de trading de gaze naturale cu cerințe de licențiere simplificate și cu activitate exclusiv pe piața, pe piața angro de gaze naturale. Se exclude incertitudinea cu la statutul instalațiilor de gaze naturale comprimate pentru vehicule, fiind tratate ca instalații de utilizare. Un element esențial care vizează atenuarea crizelor energetice include completări prin care furnizorii de ultimă opțiune sunt obligați să asigure stocarea gazelor naturale într-o țară vecină, într-o cantitate suficientă pentru acoperirea consumului de gaze naturale pe parcursul a două luni de iarnă. În același timp, guvernul va avea posibilitatea de a impune obligația de serviciu public privind stocarea gazelor naturale pentru un trader sau un furnizor de gaze naturale. De asemenea, proiectul de lege prevede termeni limite pentru implementarea independenței, asigurarea independenței operatorilor de transport și de sistem, așa numitul unbundling conform pachetului energetic 3. Totodată, proiectul va avea ca efect îmbunătățirea mediului de afaceri, oferind un climat investițional sigur și durabil din punct de vedere al criteriului fluxurilor comerciale și investiționale, dezvoltarea pieței angro a gazelor naturale prin aplicarea de mecanisme concurențiale asociate cu un mecanism eficient de monitorizare privind prevenirea abuzurilor pe piață și a tentativelor de manipulare a pieței, precum și eficientizarea condițiilor de acces la rețea. Acest fapt va stimula efectuarea de investiții în sector și va spori gradul de încredere al investitorilor, potențialilor furnizori, precum și a partenerilor dezvoltare. Se estimează că costurile suportate de participanții la piața gaz naturale, care vor solicita prestarea serviciilor de transport prin intermediul rețelelor de gaz naturale ce aparțin mai multor operatori a sistemului de transport, se vor reduce. Urmarea diversificării opțiunilor de livrare a gazelor naturale și a majorării lichidității pe piață, prețurile aferente gazelor naturale tranzacționate și respectiv costurile aferente tranzacțiilor respective se vor reduce, ceea ce duce la micșorarea costurilor desfășurării activităților pe piața gazelor naturale. Totodată vor fi excluse lacunele legislative cu privire la rolul și atribuțiile autorităților implicate în gestionarea situațiilor excepționale în sectorul gazelor naturale, a echivocului în interpretare, asigurând posibilitatea de intervenții prompte pentru gestionarea crizei și atenuarea consecințelor, în beneficiul sectorului gazelor naturale și respectiv al consumatorilor finali. Da, mersi. Haideți la întrebări să trecem. Vă mulțumim și rugăm susținerea. Eu am întrebare. Întrebări, dacă sunt. Poftiți. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule autor, am și o întrebare. Dumneavoastră ați vorbit că vor fi stocate anumite cantități în țările vecine și v-ați exprimat că doar pentru un termen de două luni de zile. Vreau să știu de ce doar pentru două luni. Dacă am înțeles eu corect. Stimată doamnă deputat, într-adevăr, mecanismul propus în lege prevede două posibilități de stocare. Una, obligația furnizorilor de ultimă opțiune de a face stocuri pentru cel puțin două luni de iarnă. Deci, reieșind din consumul puternic influențat, sezonier în țara noastră, iarna consumul fiind, sau într-o lună de iarnă, de patru ori, circa patru ori mai mare față de o lună de vară, considerăm că acest termen, pe de o parte, asigură suficient timp pentru a utiliza stocuri și a întreprinde alte acțiuni, următoarele acțiuni pentru diminuarea impactului crizei și în același timp nu impune o presiune sau o povară foarte mare asupra furnizorului. Remarcă aici, în UE la fel există obligație legal două luni, directiva tot două luni spune. Stimate da? Domnule deputat, doresc să spun că urmarea crizei gaze naturale care este resimțită în toată lumea și în mod deosebit pe continentul european, la momentul actual în ianuarie a fost comunicarea Comisiei Europene și un pachet legislativ care încă se discută despre modul de a efectua mecanismul de stocare și cred că în cazul țării noastre noi suntem. Deci noi am resimțit criza gazelor mai înainte, încă din octombrie și acum mecanismul care noi o propunem, deci
mergem înainte cu mecanismul, înainte chiar cel care va fi stabilit la nivel comunitar. Da, poftim. Domnul Zărin. Domnul secretar, am vrut să concretizez. Noi pe cine totuși, legea pe cine impune să stocheze? Pe cei care vor fi, pe care vom semna contract? Da? Stimate domnule deputat, legea propune impunerea obligației către furnizorul de ultimă opțiune. Astăzi, în țara noastră există un singur furnizor de ultimă opțiune. În eventualitatea apariției mai multor, această obligație este asumată și de către ceilalți furnizori de ultimă opțiune. De asemenea, articolul 108 secund propune sau oferă dreptul guvernului de a impune obligația de serviciu public unui trader sau furnizor de gaze naturale. În cazul dat, examinăm impunerea acestei obligații întreprinderii statului Energocom. Скажите, эти запасы, о которых мы все сейчас говорим, осуществляются за чей счет? За счет трейдера? Уважаемый господин депутат, эти очисти стокур де газе сунт эффектуате де катри фурнизор. В чьей норме евидент, к тоц консуматори контрибуют в мод солидар ла конституире очистор стокур. То есть получается, что трейдер должен сам где-то в Европе арендовать какие-то хранилища за свой счет, не будучи сделать там запас на 2 месяца для нашей страны, не будучи уверены, что с ним будет подписан контракт. Я правильно понимаю? Стимати, домнули депутат, дорез акцентуез к проекту делеги приведи стокаря интро цара вичина, ину на дин церли вичини, и această practică de a avea stocuri este pe larg utilizată astăzi de către furnizorii, traderii de pe continentul european. Este o practică pe larg utilizată. Acest furnizorul deja are contracte de livrare a gazei naturale, de furnizare a gazei naturale, fiindcă în cel urmă, partea cealaltă, sunt consumatorii finali. Și fie acest gaz este din conductă, fie acest gaz este o parte din el este stocat. Не-не-не, это немножко разные объемы и это разные условия, потому что когда продавец натурального газа имеет определенные контракты, он понимает, сколько через каждую трубу, в каком направлении должно уйти газа. Когда речь идет о резервировании каком-то, это совершенно другая история. Плюс ко всему, смотрите, вот у нас, если мне память не изменяет, дичизия третья комиссии по чрезвычайным ситуациям приняло решение о том, чтобы 15 миллиардов газа сейчас уже ушло в прошлом месяце в сторону Румынии, да? Миллионов. Миллионов, да. 15 миллионов. И обоснованием этому в дичизии указано поддержание надлежащего давления. Значит, насколько я знаю, когда этот трубопровод запускался, достаточно было для нормального давления 3 миллиарда. Мы вывели 15 миллиардов. Миллионов, извините. Вот я о чем говорю. Где они сейчас находятся, на каких условиях, в каких хранилищах они находятся. Более того, как они смогут вернуться назад в страну, оставляет очень много вопросов. А вы сейчас хотите на законодательном уровне обязать трейдера там это хранить. Потому что, исходя из ваших формулировок, это именно хранение. Это не то, о чем вы говорите, что трейдер будет знать, сколько примерно ему надо будет поставить, и он поставит. Нет. Речь идет именно о стоках. Да, стимати, домнули депутат, в ситуации, в которой цара наша астазь не имеет инфраструктуры для стокари, modalitatea propusă actualmente este de a utiliza capacitățile în țările vecine. Ceea ce actualmente sunt stocate deja mai mult de 15 milioane de metri cubi în România, este un mecanism identificat pentru o cantitate de gaze naturale care va, în așa numitul cont operațional de echilibrare între doi operatori de transport și care ne va permite să, în caz de apariția unei situații excepționale în perioada următoare, să utilizăm imediat aceste cantități de gaze naturale. Dar acesta este un alt mecanism, fiindcă pentru gazele cele naturale, astăzi păstrate într-un sistem de transport vecin, țara noastră nu plătește pentru extragere sau păstrare sau injectarea gazelor naturale.
ceea ce mecanismul propus va privilegia că furnizorul va arenda, va utiliza capacități de stocare, va plăti pentru aceste capacități de stocare și în aceste circunstanțe, țara, furnizorul, în cazul apariției unei situații neprevăzute de întreruperea fluxurilor de gaz naturale, limitărilor în furnizare, așa cum a fost în octombrie. Țara noastră a primit cu 2-3 mai puțin gaze naturale decât era necesar. În cazul în care am fi avut stocuri și, iată, vom constitui aceste stocuri, vom putea suplini acest deficit. Da, alte întrebări. Da. Spuneți-vă, rog, în cazul ăsta, noi foarte bine înțelegem că dacă o să fie acolo stocate gazele, asta o să, o să răsfrângă asupra tarifului la gaze naturale. Nu poate să fie stocat gaze, să fie stocate 2-3 jumătate de ani în România, spre exemplu, și, să, și asta nici ca cum să nu afecteze tariful. Bineînțeles că activitatea de stocare, injectare, păstrare, extracție presupune tarife, activitatea reglementată. Foarte bine, da, dumneavoastră măcar aproximativ puteți spune volumul, acest volum, 2 luni de iarnă, cât constituie acum? În dependență de anul sezonier, între 300 și 400 milioane metri cubi de gaze naturale. Vreau să spun, pentru a diminua, a reduce impactul asupra consumatorilor, aceste volume vor fi stocate eșalonat, parcursul multor, mai multor ani. Da, da, nu, mai am întrebări încă. Da, da, totuși, pe acest proiect, această activitate de trader, trading, ce înseamnă aceasta în schema asta care o avem noi astăzi, da? Furnizor, operator de sistem, operator de distribuție și tot așa. Ce înseamnă? Unde îl vedeți pe acest trader? Ce o să facă el? Stimată doamnă deputat, actualmente, deci, ca participanți la piață care cumpăr, vând, comercializează gaze naturale, sunt furnizorii. Furnizorii atât și care pot activa atât pe piața angro, cât și piața comănuntă. Deci, livrând, comercializând gaze naturale în cel în urmă consumatorul final. Aceasta implică obținerea licenței, de asemenea, legea presupune că furnizorii sunt obligați să deține oficii de deservire a asta e consumatorilor, clar, asta căsării. Aici. Dumneavoastră, mai clar și mai scurt, care și cuia să-i da, vândă? Asta tot scris în lege. Nu, da, în reducerea, introducerea activității de trader presupune activitatea doar, deci, pe piața angro, achiziționarea de la o sursă de la, sau de la trader și comercializarea către alt trader sau către alt cumpărător angro, fără necesitatea de a avea caserie, oficiu de servire a clienților. E clar. Da, poftim, domnule. Sau mai aveți întrebări? Eu ca tare am multe întrebări pe acest proiect, dar vreau să dau cele mai acute. Așa, dumneavoastră văd că în articolul 9 faceți modificarea la examinează cererile privind costurile de bază în termen 120 de zile și tarifele de reglementare cel mult termen 90 de zile. Noi înțelegem cel mult este bine, dumneavoastră deja ați micșorat acest termen, dar ieșind din situația de azi, la noi azi se schimbă formula, se schimbă prețurile la bursă, la birjă, cum spunem noi, gazelor naturale și indirect acționează asupra prețului cu care cumpăr acum la noi procur aceste gaze, dau un singur agent economic. 90 de zile. Nu este prea mult. În 90 de zile foarte mult se schimbă. Dumneavoastră, nu v-ați totuși să micșorați acest termen? Eu înțeleg că până la 90 de zile. Puteți să fie și mai scurt, că noi suntem martori că, într-adevăr, Andreea destul de repede a acționat. Dar 90 de zile, în cazul când Andreea este depusă cererea de modificare a tarifelor, îi poate spui că noi avem 90 de zile. Stimată domnul deputat, într-adevăr, termenul actual deja pus e reducere de 2 ori față de 180 de zile, cum e legea actuală. Propunem reducerea de 2 ori ca mai repede să fie, să reacționeze autoritatea de reglementare. Doresc să spun că la etapa de avizare a proiectului am ținut cont de toate avizile parvenite în procesul de promovare a documentul și acesta este consensul identificat la acel moment. Poate fi examinat suplimentar acest termen. Noi sperăm că în caz, Doamne ferește, să ridică încă prețul, Andrei o să fie mai efectiv. Și încă o întrebare.
Dumneavoastră excludeți, este așa un termen care a fost prețurile diferențate în funcție de consum, se exclude. Excludeți din proiect. Noi ținem cont că astea au fost tarifele care se numeau cândva tariful social până la 30 de metri cub, de care beneficiau mai mulți consumatori casnici care aveau consum mic. Nu înțeleg de ce dumneavoastră excludeți această noțiune sau dumneavoastră deja vă gândiți că nu avem acești oameni. Dacă la moment tariful este unic, asta nu înseamnă că noi nu putem reveni la această formulă când consumatori cu venituri mai mici și chiar și consum mai mic se beneficieze de acest tarif. Stimată doamnă deputat, tarifele diferențiate în modul cum erau prevăzute sau cum sunt prevăzute în legea actuală reprezintă o subvenționare încrucișată, ceea ce este interzis de principiile inginerii de funcționare pe piața energiei. Însă, pentru a veni în suportul consumatorilor vulnerabili, este propus un alt articol privind deci posibilitatea de oferi de către guvern a compensației în factură. Mecanismul care deja a fost aplicat de către guvern în perioada noiembrie-martie, se propune deja să fie în legea specială cu la gaze naturale. Bine, de data din tâi, gata, nu mai este niciun suport a guvernului, dar oamenii care sunt cu venitele foarte mici o să plătească 15 lei și 18 bani pentru orice volum. 10 metri cube să consume, 100 metri cub să consume. Dacă pentru acești oameni care, spre exemplu, chiar și vorbim la sate, s-au mai discutat, la sate se consumă uneori și mai mic, mai puțin volum de 10 metri cub, da? Pentru doar pentru un aragaz. Dar ei n-a să beneficieze absolut de nimic în cazul dat. Înseamnă că totuși este o lacună. Stimată domnul deputat, de ce propunem introducerea articolului 84 prim, protecția consumatorilor casnici în cazul condițiilor defavorabile piața gaz naturale? Da, Și încă o întrebare. Tot în acest articol, dumneavoastră excludeți litera G, ANRE elaborează și aprobă metodologiile de determinare a consumurilor tehnologice și pierderilor gaze naturale. Cine o să facă aceste metodologii și cine o să le aprobe și cum furnizorul sau operatorul de distribuție trebuie acum să calculeze aceste pierderi și pierderile tehnologice și tehnice? Stimată doamnă deputat, operatorii de sistem pe piața gaz naturale trebuie să desfășoare o activitate eficientă, îndreptată spre reducerea pierderilor și consumul tehnologic. În metodologia de calculare a tarifelor prin serviciul de distribuție și transport va fi introduse cerințe, limitări, limite pentru consumul tehnologic și pierderi, respectiv și anexă care prezintă modalitatea de calculare acestor pierderi. Consumul tehnologic, asta e una, dar pierderea asta e doi. Este diferite noțiuni. Ambele într-o parte metodologiei tarifare. Nu o să fie un document separat aprobat de ANRE, dar o să fie parte metodologiei tarifare. Și chiar ultima întrebare. Cam mai multe, ca tare putem să mergem pe mai multe întrebări, dar asta cred că în cerc mai restrâns. Dumneavoastră ați spus că ați ținut cont de propunerile. Cât o durat, adică acest proiect, cât a fost consultat? Cât timp? Stimată doamnă deputat, din noiembrie proiectul a fost în consultare, 352 de propuneri noi am primit. Da, și ia că eu m-am uitat că propunerile de la ANRE sunt foarte multe, undeva la 120 de propuneri au fost din partea ANRE-ului și practic la 50% propunerile au fost acceptate din partea Ministerului. Dar ce ține propunerile din partea operatorilor Transgaz, Moldtransgaz sau cine acolo, Moldova Gaz. Nu au fost acceptate, practic, foarte puține, dacă au fost acceptate la 5%. Eu, pur și simplu, țin să vă spun că o să vin cu niște amendamente la acest proiect, deoarece, cum e scris la dumneavoastră, că nu îmbunătățește proiectul, nu este corect. Cu acest document urmează să lucreze mai mulți oameni, nu doar ANRE-ul sau ministerul.
că acest document să lucreze nemijlocită cei care îndeplinesc niște funcții. Și aceste ambiguități care au vrut ei să depășească, ele trebuie să fie depășite, ca să fie în concordanță cu toate documentele care sunt în lucru. Adică, vă mulțumesc. Doamna Manic, puteți. Da. Stimatele domnule reprezentant al guvernului, eu susțin acest proiect binevenit, fiindcă proiectul respectiv, ca să înțeleagă toată lumea, prevede securitatea aprovizionării cu gaze naturale. Deci sunt foarte multe propuneri foarte bune. Prin acest proiect, dumneavoastră urmăriți excluderea abuzurilor. Așa. Și iarăși, ca să înțeleagă toată lumea, care, dacă aveți careva exemple de abuzuri și care abuzuri le excludem prin acest proiect de lege? Stimată doamnă deputat, într-adevăr, un element al proiectului de lege propus este transpunerea regulamentului privind transparența și integritatea pe piața de energie. Oferă dreptul autorități de reglementare, ANRE, de a efectua investigații pe piața gaze naturale. Aceasta urmează să se întâmple și pe piața energiei electrice când vom promova proiectul de lege respectiv. Da, pentru că în zăpasă ne zice să-ți dă. Și doresc să spun că această prevedere nu vizează neapărat stocul de gaze naturale. Vizează comportamentul participanților la piața gaze naturale, cunoscând anumite informații, numite privilegiate, de exemplu, informații care pot determina, influența costul gaze naturale. Dacă anumiți participanți la piața gaze naturale cunosc această informație și utilizează în scopuri de a manipula, de a influența prețul gaze naturale, sunt posibili de fi verificați și sancționați de către autoritatea de reglementare. La întrebarea asta. Da. Pe rând, vă rog. Da, domnul Mărău. La întrebarea dată cu informații privilegiate, se referă asta și la cazul care a avut loc în ianuarie, dacă nu mă înșel, când un operator care comercializează gaz GPL, da, pentru combustibil pentru automobil, a majorat prețurile până ca tarife de fapt sunt în vigoare și au fost atunci discuții despre faptul că a avut informații privilegiate care le-a folosit pentru a scumpi anticipat prețurile și atunci erau discuții cum poți intervii sau cum poți acționezi un agent economic care de fapt era o sucursală, o subsidiară a distribuitorului gaze naturale. Se referă și la acest caz, aceste prevederi o să ajute să fie sancționate astfel de practici? Cred că știți la ce mă refer, da? Stimate domnule deputat, acestea pot fi informații despre, de exemplu, limitări în capacitatea de transport anumitor elemente de infrastructură. Deci, sau congestionarea rețelelor sau inaccesibilitatea altei infrastructuri sau surselor de gaze naturale. Într-o măsură, da, putem spune că cunoașterea unei informații din timp care ulterior poate influența. Bine, haideți, eu spun la vot, că mai aveam subiecte, cam am discutat. Da. Și o să propunem mâine în ședința plenară, intenționat să treceți sau mai discutăm. Da? Ok, bine, atunci supun votului proiectul numărul 94. Cine este în lectura întâi? Cine este pentru? 6 voturi pentru, abțineri? 3 abțineri. Vă mulțumesc. 98. Cine este? Cine? Lectura a doua. Amendamente nu au fost. Propun să supun votului raportul pentru lectura a doua. Și mergem mai departe. Amendamente nu au fost la 98. Pentru că îi beiem. Cine este pentru, rog să votați? Pentru lectura a doua, 98. Doamna Manic, votați? Da. 6 pentru, abțineri? Bine, mersi. Mai departe, avem numărul 18, proiectul
pentru lectura a doua. Proiectul dat, inițiativa dată propune să instituim un plafon pentru tranzacțiile în cash la achiziția metalului uzat. A fost un amendament pe care l-am propus redacțional, în principiu tehnic, ca să tehnic, deci s-au modificat. Da, adică prevederile sunt aceleași. Pun la vot lectura a doua. Cine este pentru, rog să votați. 7 voturi pentru. Împotriva? Împotriva. 2 împotriva. Și avem, colegi, interviurile pentru funcția de consilier și membru al ANSC-ului. Cred că puteți să... Și am avut, după cum știți, am avut mai multe discuții la subiect. Urmarea evaluării... Da, только что проголосовали, вы против были. Да. Deci, am solicitat clarificări doamnei Ala Gheorghiță referitor la experiența dumneiei. Au oferit aceste clarificări și considerăm că se califică pentru funcția, pentru experiența de 3 ani în domeniul achizițiilor publice. Urmare la clarificările pe care le-a oferit în săptămâna trecută, dacă nu greșesc. Deci aia o să propunem să o admitem la faza de interviu. Astfel să avem 3 candidați pentru această funcție. Cine este pentru această decizie, vă rog să votați. 6 voturi pentru. Vă mulțumesc și asta înseamnă că putem să demarăm etapa de interviuri. Propun ca să le oferim la fel condiții egale, cred că etapa de întrebări 15 minute, da. Cu 2 întrebări standard și după care clarificări în funcție de CV-ul fiecarei persoane, candidat. De ce? Haideți, invitați prima persoană, primul candidat. Cine este primul? La invitație. Dar mie îmi dați grila. Facem și evaluare. Da. Domnul Mătcailo, bună ziua și bine ați venit, vă mulțumim pentru interes și pentru prezența la etapa de interviu. Pentru a asigura, după cum am spus, condiții egale pentru toți, o să avem o fază de întrebări-răspunsuri, o să oferim același timp la toți candidații, sunt 3 candidați, o să avem 15 minute pentru discuții. Prima întrebare o să da acord eu 2 întrebări, după care colegii o să intervină. Prima întrebare, dacă puteți să ne comunicați viziunea dumneavoastră despre problemele și provocările sistemului de achiziții publice și care este rolul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor în asigurarea unei eficiențe a acestui sistem de achiziții publice. Poftim. ANSC este o instituție nouă, creată din 2016, odată cu semnarea acordului cu Uniunea Europeană, ceea ce ne-a impus să creăm această instituție. Deoarece este o instituție nouă, încă nu are așa o practică vastă, ce trebuie duce la rândul său să colucreze mai mult cu Agenția Achiziției Publice și cu Ministerul Finanțelor.
ANSC este instituția care soluționează contestațiile în baza la principiul legalității, cerilității și dreptul la apărare. Deseori în această instituție e cam greu se respectă principiul cerilității, ceea ce greu se rezolvă luarea deciziilor a unei contestații. Asta nu este din cauza agenției, dar din cauza că este reglementat acest termen de 20 de zile lucrătoare în legea privind achiziții publice. Da, mai aveți? Da, agenția, deoarece este nouă, ar trebui să colaboreze cu instituții similare din Uniunea Europeană. Ei practicilor comune de soluționare a contestațiilor. Mersi mult. Următoarea întrebare o să fie tot acordată de mine și vă rog să ne expuneți ce anume, cum anume dumneavoastră sunteți candidatul potrivit pentru suplinirea funcției de consilier în soluționarea contestațiilor. Cum o să faceți față acestei sarcini de a supraveghea eficiența utilizării a aproximativ 10 miliarde de lei pe an, pentru că asta este principalul obiectiv și principala misiune a fiecărui consilier din ANSC. Și ce anume din experiența dumneavoastră profesională din trecut vă face candidatul ideal? Consider că cunoștințele mele și experiența în domeniul achizițiilor publice îmi permit să fac față tuturor însărcinărilor care revină acestei funcții. Am o experiență jur de peste șase ani ca secretar a grupului de lucru. După cum cunoașteți, practic tot lucrul din domeniul achizițiilor în cadrul unei proceduri îl efectuează secretarul grupului de lucruri, începând cu planificarea, întocmirea caietului de sarcini, documentele de licitație, evaluare și participarea necondiționată la soluționarea contestațiilor. În toată această perioadă am procurat diferite bunuri, începând de la cel mai mic, terminând cu utilaje sofisticate, cu ambulanțe, medicamente, parafarmaceutică. Deci am o cunoștință practică în tot ce se procură pe teritoriul Republicii Moldova. Cunosc că face un caiet de sarcini conform legislației. În procesul achiziției, un specialist în achiziții publice nu trebuie să cunoască numai legea privind achizițiile publice, doar ce operatorii economici prezintă diferite acte care trebuie să le studiezi, să cunoști esența lor. Am înțeles. Vă mulțumesc pentru răspuns. Cine mai are întrebări? Colegi, poftim, domnul Mărean. Da, domnul Tăcaiu, mersi mult pentru că ați depus încă o dată dosarul. Apreciem tot și perseverența. Vreau să întreb cum evaluați, eu știu, prestația sau calitatea răspunsurilor pe care le-ați avut la prima rundă și, în general, care a fost motivarea să depuneți dosarul, care a fost motivarea noastră ca să depuneți dosarul încă o dată? Pentru că e situație mai neobișnuită, de obicei candidații nu depun o doua oară. Nu înseamnă că e ceva rău, e chiar foarte bine și apreciem perseverența, dar iarăși, cum apreciați răspunsul dumneavoastră prima dată și doi, ce v-a motivat să depuneți a doua oară dosarul? Mersi. Prima dată am fost cam puțin timid, prima dată așa un concurs, deci nu prea am răspuns cum ar trebui să fie un răspuns dat. Deci particip a doua oară, deoarece consider că cunosc foarte multe informații cum aș putea face față acestei funcții. Deoarece la noi, Republica Moldova, din păcate, sunt foarte puțini specialiști în domeniul achizițiilor publice. Deci asta așa am depus a doua oară. Mai am a doua întrebare scurt. Da. În serviul dumneavoastră am văzut că ați activat mult timp la Institutul Medical de Urgență, apoi ați plecat în Italia. Da.
Și apoi ați revenit la aceeași instituție. De ce ați plecat și de ce ați revenit înapoi în țară? Am plecat deoarece în 2014 se începe așa un haos puțin în Republica Moldova. Salarii erau cam mici și ca fiecare moldovan atunci era trendul de a pleca și Tihuatare. Și am încercat să plec acolo deoarece rudele mele locuiesc în Italia. Am activat puțin, m-am întors înapoi în Republica Moldova în 2019, când se solicita personal la Institutul de Stat în Moldova. Mm-hmm. Da, ok. Bună ziua, domnule candidat. O să încerc și eu să pun două întrebări. Prima întrebare din domeniul achizițiilor publice. Ce prevede documentația standard aprobată prin ordinul Ministrului Finanțelor numărul 69 privind publicarea listei cu cantitățile de lucrări și ce se întâmplă dacă această prevedere nu se respectă? Ordinul 69 este documentația standard pentru efectuarea achiziții de lucrări. Acolo sunt doar formularele și explicațiile care trebuie să le deplinească un operator economic. Și ce se întâmplă dacă nu se publică descifrat și s-ar putea întâmpla? Se publică a ceea ce solicită autoritatea contractantă din documentele date. Și operatorul economic trebuie să îndeplinească toate cerințele care sunt în anunțul. Ok, și dacă nu se publică descifrat, ce s-ar putea întâmpla? Se descalifică. Se descalifică? Da. Și a doua întrebare ar fi, dacă ați ajunge membru ANSC, ați putea veni cu anumite inițiative legislative ca să îmbunătățească activitatea acestei instituții, v-ați gândit ce îmbunătățiri sau ce inițiative ați veni? Eu, activând în cadrul autorității contractante, văd că ar trebui să fie inclus în termenul procedura de mediere înainte de contestare. De obligat operatorii economici, în perioada clarificărilor, să dea întrebări, pe urmă să conteste. Cui să dea întrebări? Autorității contractante. Este perioada clarificărilor. Ea este și acum. Ea este. Da, operatorul economic poate contesta fără să dea întrebări în această perioadă. Uh-huh. Ei pun întrebări, poate autoritatea undeva o greșit, modifică fără să conteste, să tergiverseze procedura de achiziție. Fix așa, perioada de contestări după luarea decizii, să fie perioada de vreo 3 zile, că operatorul economic să o notifice de intenție de a contesta autoritatea contractantă, că se medieze înainte de a începe procedura de contestație. Adică medierea între autoritatea contractantă, da, și operatorul economic. Da, da. Aceasta ar simplifica puțin procedura aceasta care duce la foarte mult timp în luarea unei decizii. Și ar fi mai puține contestații în Agenția Națională de Sustenare a Contestațiilor. Mersi. Am și o întrebare. Sunteți la curent ce s-a întâmplat în organizația dată ultima jumătate de an? Puțin, ce e în presă? Tare puțin? Da, în presă. Păi era plin internetul cu el. Dar nu trebuie atras atenția la asta. Nu? Cum vă veți descurca în situația asta? Un consilier trebuie să fie integru, să respecte legislația achizițiilor publice și legislația Republicii Moldova. Cred că asta este de ajuns pentru un consilier care să facă față, să aibă o reputație bună și instituția și consilierii. Da. Domnule candidat, apreciez niște calități la dumneavoastră care le aveți,
și aș spune că unii oameni sunt buni moderatori și nu pot citi printre rânduri, nu pot citi materialele, adică care în continuare li se adresează. Dumneavoastră sunteți omul care puteți citi și printre rânduri. Așa mi-a făcut impresia. Cunoști să aveți experiență și în domeniul achizițiilor publice, dar vreau să vă întreb, ce ați putea dumneavoastră schimba? Ce ați propune schimbați în legea achizițiilor publice? Că noi știm că nu este ea atât de perfectă. Cum am mai spus, să fie introdus procedura de mediere înainte de procedura de contestare. Ar fi de dorit la lucrări graficul de executare să fie exclus din propunerea tehnică. Că deseori NSC-ul descalifica, ne lua decizii nu corect am evaluat. Acest grafic nu este așa de relevant pentru că el poți încheie odată cu încheierea contractului. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule candidat, am și eu prima mea întrebare. Va fi, care sunt operatorii economici care pot participa la procedura de achiziție publică privind achiziția serviciilor sociale? Care dispun de autorizații, de licențe, care le permite activitatea dată. Și atât? Sunt mai multe criterii. Pe este le cunoașteți doar, da? Bine, și mai am încă o întrebare. Când un contract este considerat un contract de concesiune, urmare a studiului de oportunitate? Din păcate, nu cunosc aceasta. Mai mult am activat cu legea achizițiilor publice, cunosc legea contractelor de utilități, concesiunea, pentru că puțin se folosește la noi în Republica Moldova de asta. Ne-a expirat timpul? Da, dacă scurt. Un criteriu de notare este și experiența internațională și inclusiv cunoașterea prevederilor relevante sau reglementărilor din spațiul UE. Dacă puteți să ne spuneți câteva prevederi, știu, unu, două prevederi de la noi, Republica Moldova, care au fost pe achiziții publice, care au fost transpuse sau preluate sau au fost inspirate din legislația UE, dacă cunoașteți subiectul. Odată cu semnarea acordului, noi am fost obligați să transpunem în legislația Republicii Moldova trei directive ce legate de achizițiile publice, de concesiuni și de contractele de utilități. Care contract? Utilități, servicii. Aha, ok. Da, domnul Mătcaiu, noi vă mulțumim pentru interes. Urmează să luăm astăzi o decizie. Vă mulțumim foarte mult. Mersi. Puteți să anunțați următorul candidat. Bună ziua! Doamna Brânză, bună ziua și vă mulțumim pentru prezență. Dumneavoastră ați venit de la Cahul acum? Da. Pentru interviu. Pentru interviu. Vă mulțumim pentru dedicație, în primul rând, și pentru punctualitate și ne iertați că dacă v-am lăsat să așteptați. Am avut comisia și... Bine, sunteți la etapa de interviu, este penultima etapă înainte de votul în plen, de fapt, pentru funcția de consilier ANSC.
Vă felicităm că ați ajuns până aici și urmează să avem 15 minute de interviu, pentru că vrem să asigurăm condiții egale la toți candidații, deci și timpul o să fie egal. O să am două întrebări pe care le acordăm la toți candidații, după care colegii pot să intervină în funcție de CV-ul dumneavoastră, de prestația dumneavoastră cu clarificări. Asta fiind spuse, prima întrebare pe care o să o acord este: în opinia dumneavoastră, știm că aveți experiență în domeniu, în opinia dumneavoastră, care sunt provocările din sistemul, principalele provocări din sistemul de achiziții publice, care este rolul ANSC în rezolvarea, în adresarea acestor provocări, și care este viziunea dumneavoastră vis-a-vis rolul dumneavoastră în viitoarea funcție posibilă în acest proces? Provocările. Provocările sunt de ordin legislativ și tehnic în același timp. Deci noi avem o legislație primară modificată în 2018, dar documentația secundară modificată ulterior. Deci nu prea mergem cam în același pas, în același rit. La fel, platforma achizițiilor publice, care este ideea și inițiativa Ministerului de Finanțe, a fost una bună, zic eu, la capitolul transparență, dar nici aceasta nu asigură transparența integrală a procesului de achiziții. Partea de transparență, practic, este asigurată doar pentru procesul preachiziției și până la depunerea ofertelor. În rest, deci dacă vrem transparență, nu mai avem. Nu mai avem, pentru că se trece la partea de hârtie și se raportează pe hârtie, atât către agenția achiziții publice, cât și către ceilalți actori antrenați în procesul de achiziții. Rolul ANSC. Rolul ANSC în soluționarea problemelor sau a provocărilor în domeniul achizițiilor. Deci cred că trebuie să facă o analiză mai profundă a contestațiilor care sunt adresate pentru soluționare acestor consilieri. Dacă părerea mea pur personală, deci cea mai mare parte a contestațiilor sunt depuse ca urmare a unor neinstruiri, mai ales a operatorilor economici. Deci dacă noi, autoritățile contractante, avem parte de instruiri în cadrul Agenției Achizițiilor Publice, calitatea cărora n-am să o discut azi, atunci pare mi se că sectorul privat, deci, are mari carențe la capitolul instruiri. Și atunci avem un număr mare de contestații depuse neîntemeiat sau depuse tardiv. Acestea sunt niște consecințe negative atât pentru autoritățile publice locale, aici sunt tergiversate termenele, aici sunt ratați bani în buget, sunt abateri de la planificările bugetare, sunt probleme cu execuția bugetului, etc. ANSC ar trebui să se implice și în elaborarea sau să participe la cizelarea cadrului legal, tocmai ținând cont de situația care au sub control și o au, de fapt, în față. Am înțeles. Următoarea întrebare, doamna Snejana, ține de candidatura dumneavoastră. Și anume, dacă puteți să ne convingeți ce anume vă face candidatul potrivit pentru această funcție, ce experiență din trecut o să vă fie de folos în posibila funcție de consilier
în soluționarea contestațiilor și cum anume o să asigurați că această misiune a NSC-ului de a veghea asupra calității și eficienței modului în care se consumă aproximativ 10 miliarde de lei pe an, cum o să vă asigurați că misiunea aceasta o să fie îndeplinită? 10 miliarde de lei se consumă pentru? Pentru achiziții. Pentru achiziții, ok. O să încerc să-mi utilizez cea mai puternică arma mea, cunoștințele. Deci activez în domeniul achizițiilor în calitate de secretar al grupului de lucru. Din anul 2016 am reușit să activez doar în baza prevederilor legii 131 din 2015. Nu cunosc cadrul legal vechi, veneam dintr-un alt domeniu, dar am descoperit achizițiile ca fiind un domeniu foarte interesant, foarte vast, cu provocări diverse. Deci, practic, fiecare achiziție este o achiziție nouă. Deci se deosebește totalmente de ceea ce ai avut anterior. Da, achizițiile publice reprezintă o pondere mare în bugetul oricărei instituții, chiar și de instituția din care eu provin. Și aici trebuie să banii trebuie să fie utilizați eficient, transparent. Atitudinea autorităților trebuie să fie echidistantă, deci să trateze toți operatorii economici sau toți actorii implicați în procesul de achiziții în mod egal, fără careva discriminări. Vorbiți mai mult de dumneavoastră. Da. Întrebarea dumneavoastră trebuie să convingeți că dumneavoastră să votăm. Da. Ca și candidat. Și trebuie să ne convingeți dumneavoastră și cea mai bună și... Cea mai bună. Cea mai bună, da. Spun, experiența pe care o am, cred că asta și o să mă ajute în continuare să fac față provocărilor. Da, mersi. Colegi, întrebări. Domnul Mărean. Da, mersi mult, doamnă Brânză. Deci un indicator sau un aspect extrem de important pe care noi l-am analizăm este, desigur, integritatea. Desigur, noi ne-am informat și ne-am spus, cumva nu sunt anumite informații care arăta că integritatea dumneavoastră ar fi într-un fel afectată, nu avem dubii privința asta, dar oricum vreau să vă întreb în activitatea dumneavoastră la primăria Cahul, dacă a fost cadrul în care cineva a încercat, eu știu, să vă atragă într-un act mai puțin legal, da, sau să încerce tentative de mită și mai departe. Pentru că, oricum, eu știu că instituția dumneavoastră a implementat foarte multe proiecte, inclusiv din bani externi și vorba de fonduri, și dacă au fost situații în care a încercat cineva să vă influențeze într-un fel sau altul să luați o decizie și dacă da, puteți să descrieți situația dată și ce ați făcut în acea situație, cum ați reacționat. Nu am avut astfel de cazuri. Deci, nu. Pentru că, iarăși, probabil, oamenii atunci când vin cu astfel de intenții se documentează, da? Și, deci, nu am avut astfel de provocări. La Cahul lucrurile stau bine, corupția o ținem departe, noi ne facem treaba onest și cu verticalitate. Mersi. O întrebare pe partea din experiența managerială, e un alt aspect important pe care analizăm, dacă puteți să-mi descriți experiența dumneavoastră managerială și aici poate să faceți o paranteză, este cineva, să dumneavoastră sunteți persoana care e nemijlocit, coordonează tot procesul de achiziții publice la primărie sau este și altcineva care e cumva deasupra dumneavoastră în ierarhie? Asta o întrebare și doi, dacă descriți alte, eu știu, situații în care ați avut experiență managerială sau alte posturi, da, mersi. Deci, în instituția pe care activez de partea de achiziții, mă ocup în special eu, deci nu avem ierarhic superior, nu am niciun șef, atât decât primarul. Uh-huh.
alte exemple în care puteți să descriți experiența dumneavoastră managerială? Noi suntem o instituție, să spunem așa, micuță, da? Nu suntem atât de... Nu avem funcții... Practic, funcțiile care sunt funcții publice de execuție și nu avem funcții de conducere. Și nu avem... Deci nu suntem în organizație, în direcții sau în servicii, da? Și atunci, fiind cât un singur specialist, deci practic în organigramă, conform organigramei, ne subordonăm direct primarului. Pe partea financiară, contabilității, contabilul șef. Ok, da, mersi. Doamna Snejana, prima întrebare o să o dau tehnică. Ce prevede documentația standard aprobat pe ordinul ministrului numărul 69 privind publicarea listei cu cantități de lucrări și ce se întâmplă dacă această prevedere nu se respectă? Documentația standard pentru lucrări. Documentația standard pentru lucrări reprezintă totalitatea sau instrucțiunea, eu mai degrabă așa aș spune, pentru ofertanți și tot setul de documente cu care aceștia vin să-și elaboreze, să-și întocmească și să-și prezinte ofertele. În mod firesc, în situația în care nu sunt prezentate anumite documente, mai nou, acum avem documentul unic de achiziție european. Altfel spus, noi spunem DUAE. Acolo sunt, sau acolo operatorul economic, deci își bifează sau își îndeplinește cerințele de calificare. Când vine la depunerea ofertei, deci decide autoritatea contractantă. Vine cu tot setul de documente, adică inclusiv documentele de calificare sau doar cu ofertă. În situația în care se prezintă DUAE-ul, deci cerințele de calificare sunt analizate în baza acestuia, după care sunt solicitate suplimentar actele care confirmă întrunirea cerințelor de calificare sau pot fi prezentate odată cu depunerea ofertei. Dacă nu s-au prezentat la depunerea ofertei, deci pot fi solicitate suplimentar, dar în cazuri concrete, pentru că pot fi documente incomplete sau documente expirate, da? Atunci se solicită, există prevedere legală în care autoritatea contractantă este în drept să solicite suplinirea setului documentelor de calificare fără da. A fi respins candidatul. Mai avem timp pentru o întrebare, colegi. Stați că eu vreau să mai întreb o întrebare, domnul Olaibă. Avem două minute. Eu vreau să întreb câte contestații a avut dumneavoastră în 2021 a NSC. În 2021 știți că nu cred că mi-amintesc. Știu că anul ăsta am avut două. În 2022 ați avut deja două? Da. Una a fost pe documentația de atribuire și a fost respinsă, a doua a fost parțial admisă. Ok, dacă avem puțin timp, aș mai întreba. Eu am întrebare. Doamnă candidat, bună ziua, bine ați venit la noi și ați avut curajul de la Cahul să veniți la Chișinău. Cred că asta ca o precizare, vreți să vă transferați cu traiul în oraș în cazul dacă dumneavoastră obțineți funcția? Acolo e tot orașul. Nu, în municipiu. Da, urmează să să faceți schimbarea. Să decid, da. Așa. Dumneavoastră știți foarte bine că cunoașterea legislației în achizițiile publice este destul de importantă. Eu am să vă pun o întrebare, ceea ce e legat de achizițiile publice și de legislație inclusiv. Care sunt operatorii economici care pot să participe la procedura de achiziție publică privind achiziția serviciilor sociale? Prestatorii de servicii sociale. Acolo sunt mai multe criterii după care sunt selectați. Păi în funcție de serviciu pe care dorim să îl achiziționăm. Sunt și modificări la lege care au majorat, deci în baza căreia au fost majorat pragul și putem contracta în principiu servicii în baza unor contracte de valoare mică. Da, așa să vă spun pe sus până jos cerințele, criteriile, nu cred că am să reușesc. Dacă nu mă inspir din prevederile legale. Da, este aliniatul 6 la lege, deci care prevede anumite condiții de selectare, dar în fine, vă mulțumesc.
Doamna Brânză, vă mulțumim. Noi trebuie să invităm următorul candidat. Vă mulțumim foarte mult pentru... Mare drag. Pentru dedicație să veniți la interviu de la așa distanță. Și vă urăm succes. A noi fost o provocare deci. și am zis că accept. Dacă o să-ți selectat, domnul primar, să fie greu. Domnul primar... Problemele lui deja. Nu știu, să fac concursul și el. Da. Vă mulțumim mult. Succes. La revedere. Bună ziua, doamna Gheorghiță, vă mulțumim mult pentru interes și pentru prezență și felicitări cu accederea la etapa de interviu. Este penultima etapă înainte de ședința în plen. Vă urăm succese. Deci, pentru a asigura condiții egale tuturor candidaților, o să avem 15 minute, ca și la toți, de discuții. Primele două întrebări o să le dau eu ca generale, după care o să intervină colegii. Da, sigur. Prima întrebare, vă rog să ne expuneți succint care sunt în viziunea noastră provocările din domeniul achizițiilor publice, care este rolul ANSC-ului în depășirea acestor provocări și acestor lacune eventual. Și aici mă refer și la legislativ, și la tehnic, și la funcțional, instituțional. Și care va fi aportul dumneavoastră personal în acest proces, în cazul în care sunteți selectat? Rolul ANSC-ului constă în remedierea divergențelor apărute între operator economic și autoritate contractantă în rezultatul procedurii unor achiziții publice. Ceea ce se referă la legislație. Eu consider că avem destul de legea 131 privede Nu faceți, nu vă emoționați. Am înțeles. Ce din practica mea de activitate pot să vă spun, și m-am întâlnit eu, care lacune în legea 131. Dispare contracte de achiziție de valoare mică, monitorizarea contractelor de achiziție de valoare mică. Aici eu pot să vă spun cazuri concrete și din experiență, fiindcă aici e foarte mare risc de fraude și corupție, fiindcă dispare grupul de lucru care monitorizează, este ca un filtru între operatorul economic și autoritatea contractantă. Eu consider că legea 131 trebuie să fie inclusă un articol aparte referitor la achizițiile de mică valoare, fiind și inclusiv cea mai mare problemă în diverizarea achizițiilor publice de contractelor de mică valoare. Necătând la faptul că pragul a fost schimbat, a fost majorat, lucrurile nu s-au schimbat cu părere de rău, s-au schimbat numai valoarea sau minusul în bugetul nostru, adică statului. În rest, lucrurile nu s-au schimbat. Divizarea achizițiilor cum a fost efectuată, așa și este. Și aici e cel mai mare risc de fraudă și corupție. Și integritate, să vă spunem așa. Poate ceea ce se referă la grupul de lucru, pe mine tot tare mă doare faptul dat, fiindcă sunt membru grupului de lucru și din 2013 am activat ca un, cu diferite atribuții și responsabilități, dar am activat în grupul de lucru. Pot să vă spun că e
problema în calificare personalul grupului de lucru, fiindcă lumea nu, personalul nu cunoaște, nici nu dă interes să cunoască la evaluarea ofertelor sau verificarea documentelor de atribuire. Asta e cea mai mare problemă. De fapt, decizia grupului de lucru e o decizie importantă pentru atribuirea câștigătorului și ca exemplu la contestarea tot contestează anume decizia grupului de lucru, dar nu autoritatea publică, autoritatea contractantă. Am foarte multe întrebări la perfectarea procesului verbal a grupului de lucru, fiindcă el trebuie să conțină motivație și de fapt și de drept, ceea ce lipsește. Grupul de lucru de obicei în autoritățile contractate, ele sunt formali. Acolo activează mai mult secretarul grupului de lucru și conducătorul. La evaluarea ofertelor, eu vă spun din practica mea de activitate, unde am văzut eu într-adevăr evaluarea ofertelor calitative și asta e la Curtea de Conturi. Corupție la nivel local, corupție la nivel de grupă de lucru. Da, dacă spate, mulțumesc pentru răspuns, dacă spate succint, eu cred că v-ați referit, dar ce anume vă face, eu trebuie să dau întrebarea asta standard, ce anume vă face candidatul cel mai potrivit pentru această funcție, ținând cont de experiența dumneavoastră din trecut, de calitățile dumneavoastră, care o să vă ajute să fiți un consilier pentru ANSC bun? În primul rând, vreau să ies din zona confortului la moment creată pentru mine. Mă simt nesatisfăcută de activitatea care fac acum, fiindcă simt că domeniul meu de activitate pentru mine s-a făcut neinteresant. Adică eu vă spun că eu acum mă aflu în zona confortului cu care vreau să ies. Activitatea mea s-a început din anul 2001 ca specialist superior în cadrul direcției la Primăria Municipiului Chișinău. N-am schimbat instituții, am schimbat funcții, am activat în două instituții, asta Primăria Municipiului Chișinău și Curtea de Conturi. Cea mai mare practică în domeniul achizițiilor publice am luat din activitatea mea a Curții de Conturi, fiindcă, într-adevăr, activează specialiști și e normal, fiindcă e o autoritate cu alt statut. Ceea ce eu acum la moment, din 2013 până prin 2022, sunt tot așa, sunt un membru grupului de lucru, dar din 2017 am încercat să implementez experiența mea acumulată la Curtea de Conturi. Deci experiența, da, în achiziții publice aveți câți ani? Domnul Manic, poftiți. 7. Anume în grupuri de lucru, asta. Anume în grupuri de lucru, da. Doamna Gheorghiță, mersi tare mult pentru că ați participat la concurs. Vreau să vă întreb, am văzut că ați activat din domeniul la Consiliul Municipal, apoi la Curtea de Conturi, contabil șef, 4 ani. De ce ați plecat de acolo și de ce ați revenit la Consiliul Municipal? Plecarea mea de la contabil șef, a mea hotărârea personală, n-am fost influențată de nimeni, nu-i hotărâre de o zi, două, trei. Asta era planificat, am plecat de la Curtea de Conturi simțând că nu merg poate într-un pas cu conducerea nouă, adică eu spun așa cum este. Fiecare din noi cunoaște că contabilul, șef, e a doua mână președintelui Curții, da, de Conturi și ca să nu creez niște conflicte, dar asta e eu am fost demisionat din cererea mea proprie. Poftim? Ce conflicte încă o dată? N-am. A spus de conflict? Nu, adică am avut poate niște viziuni diferite între niște cazuri. Asta eu pur și simplu am hotărât, schimb domeniul meu de activitate. Mm-hmm. Okay. Nu, dar fără conflicte, eu m-am dus de acolo frumos, în timp de 6 luni, am predat, lângă mine o stat persoană,
am predat toate documentele, am okay. La închiderea anului tot am consultat, adică nu era ceva... Ok, eu am o întrebare, știu că și colegii vor să dea și noi avem și mult timp la dispoziție. Ultimii 4 ani s-a activat la, mă rog, ca șef al direcției privatizare a fondului nelocuibil, Consiliul Municipal Chișinău. Ca și percepții, există multe informații despre foarte multe privatizări care au loc la nivel de bun, neapărat de Consiliu, dar și primării, care au loc cu prețuri nu neapărat corecte, care sunt mult sub cele de piață. Eu știu că nu neapărat ține de domeniul dumneavoastră, dar vreau să ne spuneți cum vedeți situația dată la nivel de achiziții în Consiliul Municipal de Chișinău, cât de bine pusă la punct este această procedură sau acest proces la nivelul Consiliului Municipal Chișinău, care sunt problemele, care sunt acolo, știu. Dacă au fost anumite situații în care au fost, știu, riscuri de fraudă sau corupție și ce ați făcut în acel caz? La Comisia... La Consiliul Municipal Chișinău. La Comisia de Privizare Fondului Nelocuibil, da, de asta. Da, sau nu neapărat, dacă știți și informații din alte direcții, știu. Nu. Influența directă niciodată n-am avut. Eu am fost secretarul grupului de lucru fără drept de vot. Eu acumulam dosarele și prezentam la comisie, dar ceea ce am făcut și am implementat, am modificat regulamentul comisiei, asta am introdus o clauză că pot fi privatizate încăperile nelocuibile date în locuțiune cel puțin 6 luni, fiindcă am observat din anii precedenți privatizarea a fost efectuată în, azi am luat în locuțiune, mâine a fost privatizată, adică eu consider că asta e încălcare gravă. Și legea a schimbat ca să nu fie permisă. Da. Admiastă ce ați schimbat, dar ce regulamentă ați modificat? Noi avem regulamentul inter al comisiei noastre, fiindcă așa privește legea hotărârea guvernului 468, dar în 468 acolo e cel puțin 30 de zile să aibă în locațiune. Și noi am pus 6 luni, fiindcă să controlăm cât de responsabil locatarul. Dar nu v-ați gândit în general să eliminați posibilitatea? De privatizare? Da, de exemplu, tu iei închirii în locațiune și după aia se adrebă privatizare. Îți pare normal? Nu-i normal și nu-i transparent, dar hotărârea guvernului privede și noi nu avem nici o pârghie să o... Ok, asta. Acum, în 2021, s-a abrogat articolul 50 din legea 121 și noi am, acum am perfectat... Spuneți, vă rog, cum ați ajuns dumneavoastră aici să candidați? V-au sfătuit cineva? De mult așteptați anunțul? Eu am vrut să... V-am spus încă o dată că am vrut să ies din zona confortului. Domeniul de achiziții pentru mine e ceva interesant și eu consider foarte, foarte important. Și azi, și mâine, și poi mâine. Adică îmi place să fiu provocată, adică să perfecționez în alte domenii. Nu numai, că aici o leacă m-am stognat. Vă spun cum este. Nu v-a sfătuit nimeni așa? Nu v-ați sfătuit cu nimeni? Nu, sincer. Din integritatea mea e curată și din punctul nu, de vedere... Nu, dar din contră, poate un integru v-a sfătuit. Vreau să încerc, am informat, am intrat pe site-ul integru, am văzut deciziile, adică în ceva ce și mă caracterizează. Eu mulțumesc. Vă mulțumim mult, doamnă. Poate domn președinte? Da, sigur. Da. Un minut mai avem. Da, vă mulțumesc. Doamna candidat, bine ați venit la noi la concurs. Dumneavoastră știți că pentru postura pentru care dumneavoastră candidați este una destul de importantă, dar mai important este să cunoaștem legea. Spuneți-mi, vă rog, care sunt acele legi care reglementează acest sector privind achizițiile publice? În primul rând, legea 131, legea achizițiilor publice, legea 74, care privește achiziționarea serviciilor de... Achiziții sectoriale. Sectoriale și așa. 121, legea concesiunii de lucrări.
Puteți să-mi spuneți care sunt diferențele dintre legea 131 privind achizițiile publice și legea 74? Deci ce reglementează una, ce reglementează cealaltă? Vă spun. O să mă concentrez. În legea 74 stipulează anume procedura de achiziții publice care se referă la încă în procesul de implementare nu este încă atât de practică, fiindcă e aprobat în 2020, dar a intrat în vigoare în 2021. Dar, dacă sincer, am citit, am studiat înainte de a... Nu pot să vă spun că n-am fost... Dar nu am aplicat în practică legea dată. Da, noi vă mulțumim. Dar știu unde pot să caut răspuns. Ne-a expirat timpul. Doamna Gheorghiță, vă mulțumim mult. Pentru interes și succes. Mulțumesc. O să luăm o decizie în cursul zilei de azi și o să fiți informată cum mai departe. Mersi foarte mult și o zi frumoasă. Vă mulțumim foarte mult. Mulțumim. Da, colegi, haideți cât 5 minute ca să punem punctajele. Da. Ca să finalizăm și chiar aici calculăm, vă rog să nu întrerupeți live-ul.
Eu mai greu. Putem? Mai greu. Domnule, așteptăm. Profesorul, da. Nu știu ce-i cunoscut. Dar nici nu avem așa puntaj. Cum? Total? Azi mă ating, azi mă ating că strângi pe rază. Mă ating că mi-e depășași de azi. Dar nici 40 n-am găsit. Da, colegi, haideți să începem. Eu, primul eu, că eram. Deci, Ala Gheorghiță, haideți, că aici e prima pe listă. Ala Gheorghiță la mine este 56. Lazarencu, 61. 61. Manic, 61. Domnul Manic, 61. Eu. Da. 47. 47. Eu 74. 74. Primarul 63. 63. Următorul, Snejana Brânzan. Eu am 78. Brânzan e, nu Brânzan. Nu văd că aici e brânză. Da, brânză. Lazarencu. Brânzan e și scris. Ei, asta e. Da. Da. Apoi dacă au greșit, am și mai vreți. Da. Lazarencu, 86. 86. 86. Manic, 66. Manic, 66. Eu, 82. 82. 65. 65. 67. Și 67. Există un prag care... 7. Trebuie și nu ești admis. Care e pragul care trebuie să-i admis? Vă te-ai glasos. 65 mai tine era, nu? Da. Da. Hai mai departe. Ultimul. Mai departe. Alexei Motocailo. Eu am 43. Răzărim cu 70. Manic 54. Manic 55. Marian Radu, 65. 64. Cât? 64. 64. 45. Și acum haideți să calculăm. Deci la Ala Gheorghiță. Radu, poți tu să calculezi? Ala Gheorghiță avem 56. Da. Plus 74. Plus 61. Plus 47. Plus 61. Plus 63. Da, 362. Împărțit la 6. Împărțit la 60 întreg 3. Nu calculați voi. Mai departe. Snejana Brânză. Avem 78. 82. 66. 66. 65. 86, 67. 74. Și Alexei Motocailo, 43. Alexei Motocailo, 43. 65. 54, 45, 70, 64. 341, Radu, da? Prima cât e la primul punctar, da? 43. Așa? Sunt la 6. 56 întreg și 8. 56 întreg și 8. Deci avem... Scorurile sunt Ala Gheorghiță 60 întreg 3, Snejana Brânzan 74 și Alexei Motocailo 56 întreg 8. Dar văd că avem în regulament
în regulament avem 75 de puncte pentru a comisia va selecta concursul pentru funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor. Candidatul care a acumulat punctajul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 75 de puncte. Și acum avem, deci asta nu este în lege, asta noi ne-am stabilit în regulament. De exemplu, în Andrei noi am eliminat acest punctaj pentru că la concursul de... Eu cred că, da, evident că poate, dar... Dat fiind, care este propunerea noastră? Da, deci punctajul este foarte aproape. Nu să mergem cu doamna la comisia juridică și să decide comisia juridică numiri și imunități. Propunerea mea este să mergem cu ea în Parlament, dacă vreți, personal. E diferența foarte mică. Da, da. Diferența? În raport am cumva să le descriem situația. Da. A primit cel mai mare punctaj, a fost sub și cumva să menționăm că rămâne la descripția Parlamentului și atunci îl decim deja în Parlament. Asta ar fi soluția. Înțeleg. În cazul când membrii comisiei precaut ca să ajungem la 75, cineva din noi poate să schimbe punctajul? Asta e întrebarea, că cred că cei care putem să facem o erată și să ajustăm punctajul, cei care cred că vor să schimbe punctajul. Dacă colegii consultanții, dacă pot să ne spune. Da, puteți să ne spuneți. Comisia, în principiu, poate să ia orice principiu. Cred, este stabilit. Da, comisia e decizie, de asta aș spun. Noi mergem cu doamna Snejana la comisia cum... Nu mergem în rețetă și înainte, gata. Da. Da, corect. Putem să facem asta. Motivul din care eu cred că ar fi bine să mergem înainte este că, mă rog, în primul rând noi nu planificăm punctajele astea și ies chestii de astea și... În același timp, instituția trebuie abilitată cu specialiști, pentru că acolo este acum un blocaj. Da, și, stimați colegi, în cazul când era un punctaj foarte, decalajul ar fi foarte mare sau punctajul care necesită 75, așa este un punct diferență, că noi putem să precautăm aici, cineva poate să schimbe sau să... Avem două opțiuni, fie luăm decizia și cumva în derogare recomandăm, Este și a treia opțiune, să repetăm concursul și iară două luni să așteptăm. Și asta eu nu cred că este bine pentru... Nu e bine pentru instituții. Eu cred că trebuie să ne asumăm această responsabilitate. Dacă dumneavoastră spuneți că ați greșit cu un punct, atunci... Eu zic că am greșit. Comisia decide și merge. Da, atunci... Decidem să înaintăm plenului Parlamentului. Haideți, bine, cine este pentru această decizie? Da. Și dacă o să fie întrebări la colegii deputați, la una alta, o să explicăm. Da. Intențiile noastre sunt bune și nu au fost niciun... Nu putem să ne luăm responsabilitate cineva din noi. Și noi trebuie să ne asumăm acum responsabilitate dintre două lucruri. Fie lăsăm instituția asta pe două luni încă nefuncțională, fie mergem înainte și eu cred că a doua este mai acceptabilă. Da. Bun. Vă rog, dați-mi fișele. Da, vă mulțumim. Fișele. Sper să programăm mai bine, totuși. Noi n-am, eu înțeleg. Decalajul a fost mare, de asta și-am pus puntaje mai mic. De exemplu, eu am pus relativ. Ne suntem live acum? Nu, scos. Nu, am chiar. De asta noi sunt mai persoane. Știți la mine. Nu, dar ideea e că e la puntaj. Decalajul este mare. Decalajul este mare. Nu, dar, mă rog, elegant.
sunt viitoare în travel, știm că există un prag minim. Și atunci punctăm în puncte de prag. Domnul președinte, dacă trecut, am înțeles pragul minim. Nu, dar nu știu, 66. Domnul președinte, la concursul trecut, am înțeles că pragul minim este 65 de puncte. Nu, nu-i nimic. Asta este. Vreau să modificăm decizia și aici. Pentru candidatul viitor. Ți-a făcut din gând zăpisă. Pixul e în... Nu știu, dacă vreau la... V-am dat, nu? Da, da, da. A.